Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție de Cocktail. Evident, în lumina ultimelor evenimente nu puteam să trecem cu vederea și episodul Cristi Dumitru, un episod fericit, evident, un fotbalist care de la Buzău, de la LPS, a ajuns la FCSB. Mi-am amintit să nu scriem acolo numele clubului militar. Luni am și discutat cu Cristi Dumitru. L-am felicitat, evident trebuie să felicităm întreaga suflare de la liceul sportiv, de la profesor până la colegi. Iată, un copil de la Buzău a ajuns să joace pentru unul dintre cele mai cunoscute cluburi din România. Îl avem în studio pe domnul Cătălin Cighiri, director la liceul cu program sportiv. Felicitări în primul rând. Noi am vorbit și luni. Se știa de Cristi Dumitru că e un băiat super talentat, îmi spuneați de el de vreo 2 ani, îmi tot spuneați. Iată că până la urmă a confirmat într-un meci cu o miză foarte mare și a învins toate, eu știu, toate piedicile astea pe care le-au fotbaliștii tineri și a reușit să înscrie și să paseze într-o semifinală de cupă. Jos pălăria pentru un băiat de 18 ani. Da, mulțumim în primul rând, mulțumim și pentru invitație, Andrei. În ciuda faptului că am scris că a dat o pasă de gol, să știți că este un copil tare timid. Asta reflectă bun simțul pe care îl are Cristi. Este, așa cum am vorbit și luni, este un copil cu foarte mult bun simț, respectos, poate, ca să zic așa, o expresie prea cu minte pentru fotbal. Da, el a trecut pe la noi, pe la liceu, pe la noi a trecut. A fost până în clasa a 9-a la liceu cu program sportiv. De la grădiniță l-am avut, chiar eu l-am avut în grupă. Dintre a 9-a, asta înseamnă aproape 9 ani, a stat la noi la liceu cu program sportiv. Între a 9-a, dacă vă aduceți aminte, a fost acel centru de excelență unde, mă rog, în pregătirea aceea centralizată, Cristi a avut... a explodat, ca să spun așa, a avut și niște antrenori scoțiști și acolo. După care, următorul an a plecat la FCSB, probabil în urma rezultatelor bune pe care le-a avut în acești ani de pregătire, bineînțeles și jocuri, rezultate și așa mai departe. Dumneavoastră ați amintit cuvântul a explodat la un turneu. Se vedea, eu știu, e și greu să-ți formezi o părere, bănuiesc, când un copil vine la o vârstă fragedă. Dar l-ați ochit așa că e un posibil talent încă de la început? Da, era talentat de la început. El a fost e născut în 2001, juca la o categorie chiar mai mare, la categoria de 2000. Și faptul că a ajuns la centru de excelență și centrul de excelență nu lua decât vârfurile de la diferite cluburi, printre care și pe el, deci nu întâmplător. Eu până atunci mi-aduc aminte că l-am tot recomandat la echipa națională, mă rog, n-a ajuns în acele momente, dar din clasa 10-a el a cochetat și cochetează încă cu echipa națională de juniori. Ce avea special așa când era mic? În primul rând are o îndemânare foarte bună, are o determinare și o ambiție extraordinară și, așa cum se spune, ambiția și determinarea suplinește din talent. Dar este și talentat și are și ambiție și determinare. Eu cred că are cam toate calitățile necesare pentru a putea ajunge sau nu ajunge, a rămâne, să spunem, la nivelul ăsta sau a urcat și mai sus, dacă se poate. Da, am vorbit luni cu Cristi Dumitru și chiar îmi spunea, el a rămas la centru de pregătire al FCSB pe toată durata pandemiei, nu și-a mai părut părinții, rudele. Eu știu, un copil de 18 ani resimte lipsa familiei și îmi spunea că am rămas aici să mă pregătesc. Eu știu că poate pierdeam în timpul ăsta, pentru că, și aici citesc, munca bate talentul. Fix asta mi-a spus. La 18 ani, sincer, chiar e de admirat, așa? Eu cel puțin nu m-am gândit niciodată când aveam 18 ani, n-am pus niciodată munca înaintea distracției sau ceva. Dovadă că nici n-am mai văzut fotbalist comparativ cu el. Cum e să
te autodetermini pentru un copil de 18 ani încă o dată să rămâi închis, pentru că până la urmă ăla e regimul, și să te antrenezi așa de nebun în loc să mergi să-ți vezi familia. Acum nu știu dacă el se antrenează de nebun, el... Normal, da, dar e vorba. Am înțeles la ce te referi. El și-a fixat un țel, și-a fixat un obiectiv și pentru a ajunge la obiectivul pe care și l-a fixat, cu siguranță ăștia sunt pași. Muncă, muncă și iar muncă. Asta înseamnă că este un copil serios și își vede, ca să spun așa, interesul de a ajunge fotbalist. Iar pentru a ajunge fotbalist sau rămâne măcar fotbalist de Liga 1, ăștia sunt pașii. Să te antrenezi, să fii serios, să respecti programul, să respecti tot ceea ce ți se cere. Să respecti fotbalul în principiu. Încă un amănunt cât se poate de lăudabil la adresa lui Cristi. N-a uitat să sune, eu știu, profesorii, v-a spunea și pe dumneavoastră după meci. Ceea ce iară, bănuiesc că țineți legătura oricum și vorbiți. Uite, nu ți-am arătat, dar după emisiune o să-ți arăt și ce mesaj frumos am primit de la Cristi, în care mi-a mulțumit, mă rog, tot ce am făcut pentru el, să mulțumească că a ajuns la... O să-ți arăt după emisiune, să vezi ce mesaj frumos mi-a transmis. Asta înseamnă că încă o dată dă dovadă că este un copil cu bun simț. De la liceul sportiv au răsărit între timp, ca să cităm de pe burtiera, au răsărit și alte produse de la pepinirea dumneavoastră. Nu știu, poate cel mai cunoscut nume care a prins meciul la Liga a doua e Gavrilă. Eu l-am văzut, v-am zis, v-am și sunat, cred că astă vară l-am văzut în România-Danemarca. Da. 2-2 parcă s-a terminat. Dar bănuiesc că mai sunt și alte nume. Da, și Gavrilă. Gavrila a fost la noi 2 ani. Ne-a recomandat cineva dintr-o comună de pe lângă Amara. A fost la Cezar Ionescu. După care, la fel, spre clasa 10-a, el a crescut foarte, foarte, foarte bine, un jucător puternic, stângaci era și este. Și la fel a plecat în clasa 10-a la centru de excelență numai un semestru, după care a plecat către UTA. UTA anul acesta având obiectivul acesta de a promova Liga 1, neprinzând meci de meci, au jucat o perioadă și la UTA cu acest obiectiv. E mai greu să joci ca și junior, să joci la echipa mare unde ai obiective promovarea. A fost un punctul la Timișoara unde a jucat meci de meci. Mai sunt jucători care în grupa asta de 2000-2001 care au terminat anul acesta și anul trecut, sunt vreo 6 jucători care cochetează cu echipele de seniori. Aici avem 2 jucători la Metalul, vorbim strict pe anul acesta, 2000-2001. Avem pe Sava Sabin, care la fel a plecat de mic, a fost la fel aceeași generație cu Cristi Dumitru și a venit la fel de la grădiniță, Mane Tănase Răzvan, la Gloria Manea Rafael și Constantinescu Matei, care, mă rog, a venit de la fosta Gloria când s-a desființat, asta la noi aproximativ 3 ani, după care a revenit la Gloria Buzău. Sper să nu fi uitat pe cineva, dacă am uitat, îmi cer scuze. Deci sunt sunt. Și anul acesta avem câțiva jucători de 2002, de 2003 chiar, de 2004 chiar, care, mă rog, doar s-au interesat de jucători și nu sunt mai puțin decât vreo 6 jucători pe această plajă de 3 ani de vârstă. Acum, bineînțeles că am avut oarecare discuții, acum s-a cam oprit fotbalul, ca să spun așa, datorită situației prin care trecem. Probabil nici cluburile nu-și mai permis să-i cumpere, nu-și mai permis să-i țină în cantonamente fiind ca junior, probabil că o fi și riscant. Mă rog, deocamdată au rămas statul de discuție, așteptăm să, dacă mai sunt interesați, ne vor căuta și vor
ori pleca dacă... Chiar acum mă gândeam și mi-a picat fisa așa, bănuiesc că sunteți mult mai des sunați de când s-au instaurat progresiv regulile astea cu obligativitatea unui junior, acum cu 2 sub 21, decât erați sunați, să zicem, acum 5 ani sau 4 ani. Adică bănuiesc că cluburile se interesează mult mai mult pe la diferite pepiniere așa cunoscute prin țară. Hai domnule, dă-mi un fundaș stânga de 2001, că am nevoie, sau eu știu. Mă rog, lucrurile nu stau chiar așa. Într-adevăr, regula asta ne ajută pe noi, cluburile de copii și juniori, dar ei își doresc să ia un pic mai devreme, adică pe la 17-18 ani, să integreze la centrul lor de copii și juniori și după aceea să facă pasul. În general, echipele de Liga 1 au o etapă intermediară. Etapa intermediară de la junior la senior este Liga 3. Majoritatea echipelor de Liga 1 joacă cu mulți juniori la Liga 3, tocmai pentru a face acea trecere de la junior la senior, pentru că nu este ușor să faci pasul de la junior la senior. Vă spui că ar fi chiar cea mai grea etapă din viața unui. Da, este cea mai grea și drept dovadă faptul că este cea mai grea etapă este faptul că la această vârstă majoritatea jucătorilor se lasă. De ce se lasă? Pentru că n-au această etapă intermediară. E, federația și vă dați seama că noi suntem foarte mulțumiți. Federația a gândit această etapă intermediară cu acești tineri jucători la Liga 3 și Liga 2, unde stând în anturajul echipei. La Liga 3, mă rog, te integrezi în lotul echipei de Liga 3 și poți să faci pasul la seniori. Am mai gândit, aici a gândit o dată, și am mai gândit prin a da un loc echipelor de Liga 1 la eșalonul 3 să poată să înscrie cu echipa a doua. Dându-le loc acolo, la locurile rămase libere, majoritatea echipelor de Liga 3 au zis ne înscriem și noi. Iar din experiență vă spun că, și dacă vă uitați și dumneavoastră, majoritatea echipelor de Liga 3 care sunt satelitul echipelor de Liga 1, joacă cu juniori. Majoritatea. M-am uitat și la Botoșan, vorbeam cu Neamișu Ciobanu, la fel. Jucăm cu juniori. Steaua, la fel, joacă Steaua. FCSB-ul joacă cu juniori. Craiova, la fel. Deci majoritatea echipelor joacă cu juniori, tocmai în ideea de a-i crește, de a-i căli și de a-i duce către echipa de senior de Liga 1. Nu e chiar așa ușor nici la Liga 3, că pentru că, să fie serios, Liga 3 reprezintă prima treaptă a fotbalului profesionist. De la Liga 3 în sus putem spune că există un fotbal profesionist și da, și de ei. Mi-e și greu să-l imaginez, eu știu, un FCSB 2 să joace bine, nu sunt în aceeași regiune, cu vreo echipă din nordul Moldovei, că nici nu le doresc copiilor lor un meci de genul ăsta. Bine, a rămas așa o cutumă că la Moldova se bagă material. Se mai bagă material, da. Se mai bagă material așa cum. Da, nu mai este ce era, probabil din Elan a mai rămas așa un pic. Dar și asta face parte tot din etapa lor de călire, ca să spun așa. Joacă, una e să te lupți cu un junior, una e să te lupți cu un senior. Aici ai mult mai multe lucruri de făcut. Nu trebuie să gândești mai rapid, trebuie să fii mai puternic ca să poți să câștigi mingea, trebuie să ai o intuiție, multe lucruri trebuie să le faci mai repede decât la juniori. Și atunci așa te dezvolți. Adevărat. A fost perioada asta, încă mai e de fapt, o perioadă care v-a ridicat multe probleme, vorbeam înainte de emisiune și spuneam că, în primul rând, ok, dacă la nivel de sport profesionist, de echipă mare, eu știu, sportivii au fost, s-au antrenat, ne-am antrenat cu toții prin Zoom, am și făcut emisiuni prin Zoom, că ăla a fost aplicația care ne-a salvat un pic. La copii e un pic mai greu pentru că intervin niște probleme specifice. Prima dintre ele ar fi conștiinciozitatea fiecăruia și mijloacele pe care le au la dispoziție. Vorbim, într-un fel, vorbim de un băiat de 14 ani, eu știu, poate stă și în mediul rural,
În altfel, vorbim de un sportiv care are și permite să-și amenajeze chiar și în apartamentul pe hol acolo, o mică sală în care să antreneze. Da, am discutat înainte treaba asta, Andrei, și mă rog, noi ne-am făcut datoria de a le transmite, cred că știți, avem și Zoom, avem și acel program al Servio care e la nivelul județului Buzău. Noi le-am trimis programele, dar așa cum spuneai, nu este suficient. În primul rând, un copil de 14 ani, orice ar lucra, și nu numai de 14, sau mă întreb, până la, de la vârsta mică până la 18 ani, copilul trebuie corectat. Iar dându-i un anumit program de antrenament, noi nu puteam interveni. Sau dacă intervii la 1, 2, 3, nu poți să intervii la un grup, nu-i vezi pe toți, unul face, unul nu face, unul intră, unul nu intră și așa mai departe. A fost o perioadă foarte, 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 foarte grea. Și exact cum am discutat și înainte de misiune, dacă ai pierdut o etapă de asta circuitul lui de pregătire, nu poți să o recuperezi, trebuie să o iei de la zero și să construiești din nou de la zero. Deci, din punctul meu de vedere, e aproape un an pierdut. Da. Evident, într-un fel se resimte perioada asta la un jucător, eu știu, de 29 de ani, care are vreo 10 ani vechime prin fotbal și știe ce să facă și când e singur. Într-un fel se resimte la un băiat de liceu care poate, eu știu, se confruntă și cu alte probleme tipice vârstei. Da, Andrei, și noi nu vorbim numai la un băiat de liceu, vorbim de la generațiile mici. Știi că ei vin cu un bagaj de cunoștințe, cu paharul destul de gol. Ai unde să umple acolo, să-i tot pui cunoștințe în pahar până se umple. Păcând la cel de seniori, mă gândesc că el are deja un bagaj de cunoștințe, el doar le consolidează, el trebuie să acumuleze. Și acumulând cum? Prin pregătire, prin indicațiile pe care le dă profesorul și așa mai departe. Iar dacă noi nu lucrăm face-to-face, nu prea poți. Îi dai un exercițiu, el poate face, eu știu, lovirea mingii. Dar biomecanica e una, el execută alta. Și noi avem o vorbă, e mai greu dezvățul decât învățul. Dacă învață greșit, mi-e mai greu după aia să corectez. Așa, dacă îl vedeam, uite, nu pendulează bine, nu lovește bine, nu întinde bine la papitul și așa mai departe. Ai tot felul de indicații pe care nu le vezi la Zoom. Sau poate nici nu-i dai temaia de lovit, poate el nici n-are minge. Da? Depinde de mediul unde provine copilul. Poate nu are sau are minge, dar unde să facă, în sfragerie? Adică au trecut printr-o perioadă grea și lipsurile astea se vor regăsi pe parcursul carierei sale. Să sperăm că nu se vor regăsi și că încercăm să le luăm din urmă, să reluăm pregătirea și să prindem tot ce n-au făcut ei în această perioadă. Da, ați reînceput între timp antrenamentele, dar de asemenea niște condiții care nu sunt tocmai ideale. Andrei, sincer să spun, n-am început antrenamentele, am început doar la sporturile individuale. Vorbim de atletism pentru că au la sfârșitul lunii un campionat național de juniori 2 și crede-mă că și mi-e și frică să mă gândesc cum au evoluat lucrurile acum și vedeți cum cresc cazurile de infectări cu COVID. Nu știu ce o să facem, dar mai vedem până la sfârșitul lunii mai este. A început și tenisul de masă, am văzut că a început. Noi la fotbal avem o procedură destul de stufoasă pe care trebuie să o respectăm, cu termometrizare, cu triajul, cu exact asemănătoare cu cea de la... N-ai voie să te schimbi în vestiar. Nu ne schimbăm în vestiar, un vestiar special pentru cei care au temperatură, te ștergi păpreșuleți, dezinfecție și așa mai departe. Părinții n-au ce căuta, după 15 minute faci... Dezinfectarea mingilor. Și tot așa. Lucru care e destul de greu pentru noi să o respectăm. Am zis să așteptăm pe 15 acum să vedem. Știți că din 14 din 2 în 2 săptămâni se adaptează, dar chiar ieri am văzut pe site-ul FRF a apărut așa, mă rog, vor fi măsuri de relaxare,
Sau, dacă vor fi, dacă sau vor... vor fi măsuri de constrângere, ca să zic așa. Vom vedea pe 15 cum vor evolua lucrurile și atunci o să luăm o hotărâre. Până pe 15 mai sunt 3-4 zile. Pe 15 vom vedea că dacă măsurile nu se relaxează, cu siguranță cred că nici campionatul nu va începe și atunci o să ne reorganizăm, să regândim planul de antrenament. Mai ales că trebuie, pe lângă această procedură despre care vorbeam cu dezinfectarea și așa mai departe, trebuie să ai acel caiet în care scrii numele, prenumele, temperatura, ziua când a venit și așa mai departe. Ba mai mult trebuie să ai pe grupul de WhatsApp să-i spui, numai voi 10 veniți la antrenament. Ca să nu zicem că, asta trebuie să menționăm, antrenamentul se face acum în grupuri de maxim 10, 9 plus 1. Deci, asta ar însemna, în primul rând, o muncă în plus și din partea dascălului, care trebuie să stea la teren. Nu asta e problema. Problema nu e problema, pentru că știți cum e, că se acumulează oboseala, și profesorii obosesc. E adevărat. Noi, sau cel puțin noi la Catedra Fotbal, este foarte multă pasiune. Nu cred că asta ar fi problema. Deci nu cred. Dar o să vezi că o să fie discuții. Dar de ce ăia nouă și de ce nu m-a chemat și pe mine între ăia nouă și ne-a băgat între alții nouă și între alții, că trebuie să împart. Fiecare grup are, zic eu, minim 20 de inși, da? Peste 20 de inși. Și atunci trebuie să îi împarți în 3. 8, 8, 8 sau 9, 9, 9. Că ăla nu l-ai băgat cu Popescu, Popescu nu l-ai băgat cu Georgescu și așa mai departe. Gândește-te, numai să faci un exercițiu de imaginație, dacă unul se îmbolnăvește, izolezi pe ceilalți. Și atunci prefer să mai aștept, să vedem cum se așează lucrurile și după 15... o să avem o altă ședință de catedră și vom vedea cum ne vom reorganiza. Părinții, într-adevăr, vor să facă, dar ei nu și asumă anumite riscuri. Că eu personal nu mi-aș dori, pentru noi, prioritate este sănătatea copiilor. Dacă copiii sunt sănătoși, vom putea construi. Dar dacă copilul nu este sănătos și îl mai bat și 14 zile în izolare și cu un alt copil și Doamne ferește să se și îmbolnăvească, atunci ai să vezi cum începe, ce hor începe. Că s-a îmbolnăvit al meu, că de ce a venit ăla, că nu știu ce. Și atunci prefer să fii un pic mai atent și să ai răbdare pe 15, să vedem ce măsuri se vor... mai iau un calcul, Doamne ferește, să nu să facem o măsură de, să ne dea guvernul o măsură de relaxare, să ne dea să ne ducă înapoi. Adică fac 3 zile și după aia iar mă opresc. La ce bun? Da, sunt câteva regiuni din Europa care au adoptat aceste măsuri de constrângere în urma valului ăsta, pe care unii dintre noi îl anticipam ca fiind tocmai la toamnă. Iată că a venit mai devreme. Cam astea sunt problemele cu care se confruntă un dascăl de la liceul sportiv. Luăm o pauză de publicitate și revenim și cu alte noutăți din fotbalul juvenil buzoian.